Bună, drăgălașilor! Cu voi este Jucării și Engleză și avem niște jucării surprize noi. Ele sunt Shopkins, dar este ceva foarte deosebit. Este Pet Pod! Sunt așa niște cutiuțe care au ochi, năsuc, așa ca un animalus de companie și sunt de foarte multe culori, de foarte multe tipuri, adică cu... Înseamnă diferite animale. Este una foarte rară, care este unicorn. Uitați-vă ce drăguțe! Și în aceste cutiuțe sunt două surprize Shopkins. Hai să deschidem, să vedem ce vom găsi. Ele sunt foarte, foarte adorabile. Sper să găsesc diferite culori a cutiuțelor. Așa, și cutia este surpriză. Aici este ghidul colectorului. Wow, cât de multe jucării sunt! Și diferite tipuri. Wow, sunt și care își schimbă culorile. Cât de drăguțe! Și mai sunt și pe partea aceasta. Wow, cu sclip. Peach, cu puf, wow! Fructe. Sunt și squishy, ceva moale care un fel de antistres, squishy ceva. Hai să vedem. Deschidem pachetul galben. Galben este yellow și în el, aoleu, parcă e un iepuraș care e din șori de iepure, bunny. Hai să vedem ce este înăuntru. Cutiuța de culoare roz, pink. Let's open, hai să deschidem. Wow! Hai să deschidem și a doua. Aoleu, cât de drăguțe! Avem așa o mică gentuță și pancakes. Ele sunt așa clătite de stil american. Primrose pancakes! Aoleu, ce clătite drăguțe! Parcă au gem. Și a doua, hai să vedem. Așadar, avem Missy Makeup Case. Adică este o gentuță pentru cosmetică, pentru produsele de machiaj. Foarte drăguță, îmi place foarte mult că arăți clipici. Și trecem la următoarea surpriză. Wow, este galbenă, yellow, foarte frumusică. Și în cutia galbenă sunt încă două surprize. Wow! Aoleu, uitați-vă, aceasta este squishy! Și iată, este cookie. Și are un circuleț cu verde și cu roz. Ce înseamnă? Verde înseamnă că este rar, dar roz prin prejur este că ceva care a mai fost în alte colecții. Wow, este foarte drăguță! A doua este aici, Stella Citrus Shoe, este un pantof. Mai avem încă două cutiuțe, să deschidem. Two boxes, două cutii. Cutie, box.
a deschide. To open, a deschide, închide, to close. Și hai să vedem ce e aici. Wow, este culoare albastră. Mi se pare că asta înseamnă vacă, după ochi și năsuc. Foarte drăguț. Ok, hai să vedem surprizele. Și a doua. Wow! Foarte, foarte cute, drăguțe. Așa, hai să vedem. Color cake și este cu verde, înseamnă că este rar. E așa un tort cu trei lumânări. Iată, verde înseamnă rară. Foarte super. Și aceasta de culoare roz. Betty Cassette. Este așa un tip mai vechi de casetă, nici nu știu altfel cum s-ar mai numi, dar muzică acolo este de tip foarte, foarte vechi. Și în ultima cutiuță Wildlife Pet Pod, așa se numesc ele. Ceva nou! Foarte drăguț, cu un ochi închis. Așa de culoare persicii, peach color. Și hai să vedem și a doua surpriză. Oh, încă un squishy! Uitați-vă! Foarte drăguț! Și este un donut. Hai să vedem cum o cheamă. Oh, este Delish Donut! Și are și cu verde și cu roz. E rar și o colecție care s-a întors, care a mai fost. Și inimioara este Candy Kisses. Este foarte, foarte drăguț. Are multe inimioare desenate pe ea. Super! Wow! Aceste cutiuțe sunt foarte, foarte drăguțe. Îmi place că poți colecționa și cutia și surpriza din ea. Și iată-le, am închis cutiuțele, am scos surprizele așa în față ca să le vedeți pe toate împreună, pe toate odată. Scrieți în comentarii care v-a plăcut. V-a plăcut cutiuțele sau jucăriile mici sau care din cutii, care din jucării care v-a plăcut cel mai tare. Mie mi-a plăcut donut, Delish Donut, este foarte, foarte drăguț și e squishy, îmi place foarte mult. Și mi-a plăcut acest tort cu trei lumânări. Este destul de super. Bine, dragii mei, nu uitați să vă abonați la Jucării și Engleză. Jucării Disney și Engleză, dar zic mai mult Jucării și Engleză, fiindcă filmez foarte multe jucării care nu sunt chiar Disney, fiindcă vreau o varietate de jucării să fie pe canalul meu, ca voi să vedeți diferite, cât mai diferite. Bine, v-am pupat! Nu uitați să dați like la acest videoclip, mă susțineți foarte mult cu like-urile voastre și aștept să citesc comentarii de la voi. Ne vedem în următorul clip! Pa, pa!